Baza sportivă a clubului Steaua găzduiește un complex de tenis proaspăt renovat în această vară, care dispune de 10 terenuri de zgură. Programele de pregătire sunt destinate tuturor jucătorilor, indiferent de vârstă sau nivel de performanță. Marius, cum se par condițiile aici la clubul Steaua? Îmi plac foarte mult, cred că sunt și primul client și că am deschis baza, dar chiar sunt foarte, foarte ok. Surprinzător, după pandemia asta, în ultimele două săptămâni chiar mi-au venit foarte, foarte mulți copii la tenis. Și adulți de orice vârstă. La clubul din Ghencea se antrenează de o săptămână și unul dintre cei mai talentați tineri jucători din România. Vlad Sai practică tenisul de la vârsta de 4 ani. Cât timp te antrenezi pe săptămână, Vlad? În joc de 3 zile pe săptămână. Îmi place tenisul și vreau să fac mai mult. Când aveam 4 ani, am început să mă joc și am jucat destul de bine și de atunci îmi place, fiindcă tot ajung la concursuri în primii 3 și ok. Ai vreun tenismen pe care îl urmărești? Da, îl urmăresc mai mult pe Djokovic. Secția de tenis a clubului Steaua a avut de-a lungul timpului jucători de top precum Gogu Viziru, Ilie Năstase sau Andrei Pavel. Iar în acest moment, la clubul Roșalbastru sunt leștimate Irina Begu, Irina Bara, Ana Bogdan și Mihaela Buzărnescu. Programul clubului este între 7 și 22, dispunem și de nocturnă. Baza este deschisă pentru tot publicul. Deci oricine vrea ne găsește aici, suntem la dispoziția oricărui doritor, oricărui iubitor de tenis. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul clubului.